trecut am de învățăturile lui Piaget, Jean Piaget, care era teoretician învățării copiii și care spunea că îi face bine să înveți trecând la ceea ce știi deja. Și atunci, este greu să descriu discuția de viața lui Per Marx. Și vreau să continui discuția lui, pentru că nu are rost să întorci spatele să începi cu altceva. Ar fi foarte frumos să continue totul. Și asta știți de ce? Pentru că viața unui om nu este ceva liniar. Nu este ceva care are un context foarte clar. Chiar se poate sigur, poți să vedeți. Da. Uite, cum știu eu așa? Să facă mâna așa? Da. Uite. Ia uite. Adică viața omului este foarte întrepătrunsă cu viețile celorlalți oameni. Nu are nimic de limitat. Și mai e ceva. Să nu știți dintre spiritul scopar. Este această senzație că dacă ești suficient de aproape, chiar ai nevoie să atingi pentru că se simte căldura. Și atunci vine întrebarea. Până unde ține mâna Silviei? De unde până unde este ea? Mai încoace? Mai încolo? Este... Știți că momentele astea, când noi vorbim, molecule din mâna ei sunt undeva pe aici. Sunt radiații. Este chiar și lumina care știți că poate fi fotografiată. Și ajunge la mâna. Dacă eu vreau să simt, ține de adevăr pe starea care sunt eu de dispoziția mea. Dar chiar sunt. Și mai o chestie. Se vrea, pare că vreau să decobare. Da, da. Asta așa dacă te întorci cu fața spre părintele de acela, da. Nu știu dacă mai ținut, cum mai vedeam într-un liceu pe la voi, făceam și demonstrație despre cine poate fi hipnotizat și cine nu. Era chestia aia cu acum, vezi că am să te închide ușor, am să te împing ușor cu mâna în spate. Nu știu cum voi arăt. De ce? Deci, de nu, chiar v-a ajutat, că aveți de vedere, tot mă lasă în... Nu, eu te ideea este că există acea tendință de a te opune acțiune celuilalt, așa cum face și ea, din vorbe. Și atunci persoana când îi spui că împingi, încearcă să contactareze împingi și tot, să lasă spre mâna ta. Asta este sugestie, dar este în același timp o demonstrație foarte clară că oamenii sunt în măsura în care sunt ceilalți oameni în jurul lor. Adică, realmente, nu poți să existi. Nu există. Dacă tu nu ai avut contact cu oamenii și nu te-ai întrebătut subiect, ești o deducție. Vă trebuie să-i întrebi poezia aceea cu Eminescu de a existat, pe care o aveați în lucrurile obligatorii, pe lui S-a răscupat, nu? Eminescu n-a existat. Au existat toate celelalte lucruri din jurul lui care l-au definit pe el. Da? Și tu, ca om, nu vei exista, nu ai cum să existi încă de la începutul vieții tale, în primii trei ani de viață, mai ales. Dacă nu există zâmbete, nu există cuvinte, nu există interacțiuni, nu există ceva să imiți, cineva pe care să imiți, dacă nu ai contact cu oameni, nu te dezvolți ca ființă umană, ești pur și simplu o formă vegetală, adică. Pentru că și ca să fie animal ai nevoie de celelalte animale ca și tine. Dar nu e vorba de ceva sentimental aici. Pur și simplu, toate râurile științei duc spre această mare a înțelegerii. Oamenii se definesc în părți. Și atunci, de exemplu, mi-e vine minte experimentul ăsta al Lorenz, care este unul dintre primii etologiști din Europa și care făcuse experimente cu vâsculițe, știți, cu boboci de gâscă. El avea niște ouă de gâscă la clocit, cu mama gâscă, și s-a decis ca în ziua când ies boboci din nou să subtilizeze gâsca, a pus-o la altă cameră și a stat el așa, lângă cui. Și a ieșit vâsculițele, a început să se uite în jur, el s-a ridicat în picioare, a început să se plimbe pe cameră. Știți foarte bine ce se întâmplă. Cred că s-a întâmplat să se ia un cățeluș
pe stradă după voi, nu? Mergeați așa, miștiți și ăla, în loc să vreau Dumnezeu până suflet după tine. Nu? Ați observat? Pentru mișcare este cea care stimulează întotdeauna ceva, o inițiativă. Și Lorenț a fost cunoscut toată viața lui profesională ca fiind profesorul cu grâștere. Pentru că la toate congresele mergea cu grâștere după el, niciodată nu le pierde. De ce? Pentru că acele grâștere au pus ochii pe el. Iar acest fenomen se numește imprinting în genetologie. Este prima experiență de un fel anume care este intensă și care îți definește o atitudine. Mi-a zis că dacă am fi după stilul Silvii, v-aș pune să închideți ochii și să vă amintiți senzațiile de la primul somn. Nu pentru că ar fi ceva grozav, ci pentru că este primul. Este cu mare încărcătură emoțională. Emoțiile generează imprinting și emoții au toate ființele care au neuroni. Ba chiar și acelea care nu au neuroni, dar au clorofil. De ce? Dacă noi definim emoția ca fiind un proces reverberativ, adică de recrutare a unor oscilații din mediu, bineînțeles că și plantele au luat chiar și apa ar putea să facă asta. Dar să nu ne depărtăm foarte mult. Imprinting-ul este cel care vă face să vă comportați fideli unor lucruri în viața asta. Să rămâneți cu ele înăuntru vostru. Inclusiv, se pare că imprinting-ul ajunge în ARN. Nu în ADN, care este moștenirea genetică a speciei, ci în ARN, care este moștenirea individului celulară, adică celulele își predau prin generații nu numai ADN-ul speciei, ci și ce au învățat din punct de vedere biochimic, metabolic. Ei bine, emoțiile, prin această mobilizare a întregului organism pe bază vegetativă, fac celulele să țină minte. Ce? Și Dumnezeu și Dumnezeu. Este un român cel care s-a prins de funcție de bază ale neuronului. Este profesorul Palate, care a trăit în Statele Unite, este singurul român care a câștigat prin Unite. Bun, dar să nu divagăm foarte mult. Vreau să zic, tu ești întrepătrus. Cu ce? Cu cine? Deci, faci asta intenționat? Și dacă dormi, se întâmplă lucrul ăsta, pentru că nu te poți abține să visezi sau să nu visezi. Pentru că lucrurile sunt înăuntru tău, de exemplu, per, a ieșit pe chipul pe acolo, pe undeva, dar ele există, nu știu dacă vă dați seama. Pentru că n-ai cum să uiți. De ce n-ai cum să uiți? Pentru că a creat niște emoții. Și atunci, până când există per? Da? Într-adevăr, adevăratul deces al omului este uitarea. Dar nici ea nu este așa cum cred oamenii. Pentru că nimic nu este cu limită tranșantă. Noi oamenii avem o problemă. Interpretăm realitatea sub formă lineară, sub formă de contur. Tentația asta a speciei noastre se poate fi observată la copiii mici, pentru că la vârstele de 9 luni. Când copilul deja poate să țină repensa, acestoare pensa unui om, că ține un lucru mărut așa, cu degetele astea, și după aceea face pensa radială. Asta este una dintre cuceritele speciei umane. Se poți face așa. Mai mulțele nu pot să facă așa, că le țin cu toată palma, cred. Dacă ar putea să facă asta, le-ar întrece la scris. Și de când, datorită acestei radializări a dexterității omului, el poate să tragă linii. Cu bățul pe nisip, cu unghiile pe ceva mai moale și vede linia și o delimitează. Și de când omul vede linia încă de la câteva luni de viață, începe să reproducă realitatea sub o formă foarte interpretată. Realitatea nu este așa cum o vedem noi oamenii, noi învățăm unii de la alții. În realitate nu există linii. Nu există linii.
nicăieri. Dar noi facem așa și zice, ia uite, inimioară. Da? Facem așa și ia uite un munte. Niciun munte nu este așa, sub formă de linie. Are furnici, pietricele mai mari și mai mici, chestii care se mișcă continuu. El nu este așa. Dar în mintea noastră transferăm unei altora interpretarea lumii. Ăsta este un subiect pe care am de gând să tot preiau, pentru că să merg în lunile următoare, pentru că mă interesează generația asta. Este o generație care interpretează limitativ. Deci după ce ai fost învățat să scrii, să fii învățat să tastezi, este un mare pas înapoi. Dar nu, eu asta am putut discuți. Vă să zic. Noi facem delimitări lineare. Dacă ne uităm un pic în jurul nostru, în această sală, bineînțeles că vom avea tendința să vedem linii. De ce sunt camerele caselor paralelepipedice? Și mai Gaudi, săracul, care a fost considerat mai bine, a început să facă niște forme rotunjite.